O minoră în vârstă de 14 ani a dispărut de la domiciliul bunicilor săi din localitatea maramureșană Dragomirești în data de 31 mai. Aceasta a plecat de la locuința bunicilor și nu s-a mai întors. La data de 2 iunie, polițiștii maramureșeni au fost sesizați despre faptul că Mitra Lenche, de 14 ani, la data de 31 mai, a plecat de la locuința bunicilor din comuna Dragomirești, județul Maramureș, și nu s-a mai întors. Semnalmente, înălțime 1,65 m, păr șatel lung, ondulat, o căprui. Nu are semne particulare. La momentul dispariției, minora purta o geacă și o fustă lungă de culoare roșie. Persoanele care pot oferi informații care să contribuie la găsirea minorei sunt rugate să sune la cea mai apropiată unitate de poliție sau să apeleze gratuit numărul de telefon 112.